schimba, zi grasule, ce limbă? Japoneză. Oho, salut băieți, bine v-am regăsit la un nou vlog. De data asta chiar că este cel mai special, este grasule. Este cu investiții, cu delea, cu fai de mine, da. Băieți, după cum probabil ați văzut din titlu, o să luăm 4 șaorme, cred cel mai probabil, pentru că, na, cam de acolo am mâncat noi. Și anume, rond, cum îi mai zicea grasule, libaneză. Și nu știu, o să mai găsim în orice caz. Mai luăm una de la Unirii. Așa, bravo. Și să vedem, o să mai luăm încă una. Și o să le testăm legați la ochi. După care o să le dăm și o notă, amice. Ca să vedem, domne, dacă chiar ne place cel mai mult cea de la rând. Pentru că noi așa zicem și de acolo mâncăm în general. Deci nu cred că o să fie o problemă în a o nota cel mai mult. Dar în orice caz, o să vedem după ce mergem la cafea. Pentru că acum mergem la cafea cu prietenul nostru. Legume e plecat. De asta nu o să-l includem în acest video. O să vă filmez, bine, puțin doar când luăm șaormele. După care o să ne vedem acasă când o să le degustăm, alături de cel mai probabil grăsarul nostru preferat, domnul Justin, care o să ni le dea ca să nu punem noi mâna pe ele, să zici că bă, le simțire, le făcură. Și le după aceea fac și eu video când le terminăm. Sigur, deci să stați cu ochii și pe canalul lui Berge. Bine, asta după, la câteva zile, probabil. Sigur, după tine. Băieți, am plecat de la cafea, suntem aici tot alături de grăsarul, logic, și o să mergem spre prima locație, care cred că va fi cea libaneză, nu știu sigur. E aici, în apropiere. Oricum, noi, așa, să știți că nu facem reclamă, nu suntem sponsorizați acum. Nu, nici de cum. Dar oricum, în dar mare dacă parte vă uitați unul din patronii acestor șaurmerii, ar fi frumos. Sigur, da, ar fi de bun simț. Un abonament măcar cu șaurma pe săptămână. Știu că ne vine cam ieftin și colegii noștri de Brazlă o să ne jure, dar noi fiind clienți foarte fideli ai șaurmeriilor în general, nu neapărat a unei șaurmerii. Nu este tema șaurmerilor, dar prin asta trăim. Corect, corect, corect. Prima locație a fost îndeplinită, am luat prima șaormă. Și o să mergem la a doua locație, o să avem un pic de plimbat. Zi tu, amice. Ce să fac, amice? Ce nu fac eu pentru căutat? Be... Îți dau și cameră, îți dau și mijloc de transport. Și prezența ta, sigur, amice, aia e cea mai importantă, amice. Asta este inestimabilă. Atenție. Asta... Rețineți ce vă spun, este inestimabil. Corect. Trebuie să menționez și faptul că amicul meu, Dolofan, mi-a dat o cafea pentru că este ziua lui și am zis... Mai mult nu. Nici nu am cerințe mai mari. Știi care e treaba? Bă, asta cu ziua de nume, da, într-adevăr, dar niciodată nu mi s-a părut, bă, că e deserbat ziua de nume. Că până la urmă nu te-ai născut, celebrezi numele tău, să zic așa. Un sfânt. Bă, da, ok, nu zic că nu știi, dar acum nici să-ți iei cadouri, să nu știu ce, că o cafea, că un la mulți ani. Bă, ce cadou să iau? Bă, lasă-mă, eu care nu suport să primesc cadouri, așa, ce? Să mai iei și cadou de ziua de nume, mă sparge, așa, nu știu, mie nu-mi place. Mie să nu-mi las cadouri, iau, te mă luau. Și șaurmeria cu numărul 2 a fost colectată. E aici o cum se numește, o șaurma mare. Baga, dar am o mică asta de făcut, nu zic neapărat că e vina șaurmeriei, dar mi-a mâncat așa. Era o lipie ruptă, nu știu cum căcat au rupt-o sau ce au făcut. Spune. Și mi-a pus-o pe aia, adică nu-i mai zis să-i nimic. E bine, e partea de sus, dar bă, așa de ok, bă, cât e mă o aia de lipi, mă, care are 10 lipi sau cât are în ea. Da, încolo nu puteai să o arunci sau o mâncați voi, că și așa aveți dreptul la o lipie, din câte știu eu. Nu mai zic nimic. Asta este, dar dezamăgit de băiatul care a făcut-o. Păcat de doamna aia, care era drăguță. Da? Da, vorbăreață, bine, vorbăreață. Se vede că parcă era mama, așa, știi? Aerian, așa un pic, dar de treabă, știi? A treia și penultima, de altfel, este chiar aici, preferata noastră, de altfel. Era chiar și patronul de data asta aici. Bine, nu ne mai ține minte vecina, am încercat, am niciodată să vorbesc cu ea. Și că a fost vecina noastră, mama patronului. Bine, ani buni! Bă, și am zis că, m-am întâlnit tot așa la șoarmeni. A, să rămână vecine, ce mai faceți, ce nu știu ce. Ți uita așa la mine, că eu nu te știu. Cu cine a fost a câțiva ani de zile ăsta? Bine, mai crescusem, am mai trecut 3-4 ani, eu știu. Am arăt mult mai diferit față de la 14 ani, logic. Dar totuși să nu mă mai recunoști, mi s-a părut așa, da? Bine, eu salutai, știi, că după să nu zică că poate de data asta mă recunoaște, cine știe. Și o să mergem spre ultima șaurmerie. O șaurma acolo, da, se cere, se cere. Acum o să mergem spre ultima șaurmerie și o să mergem acasă, după unde o să facem videoclipul propriu zis. Taste challenge, bravo, grăsule, ești tare. Misiune îndeplinită, băieți. Ultima șaurma este aici și suntem la 7 minute de casă. Imediat o să le și degustăm. Bă, amice, de abia aștept, n-am mai făcut. Partea bună este că sunt înfometat. Bă, chiar da, chiar și eu. Nu uitați că după o să pună grasul clip în care le devorăm.
câteva. Mai câteva zile, da, să treacă așa un pic de timp, să fie așteptarea mai mare. Clar, bă, încă o doamnă foarte drăguță, tot așa, bă, destul de în vârstă. Au deși și urma nu e calitativă. Da, au personal bun. Carne destul de stânga, nu te-ai mai da. Na, ia nu te-ai mai da. No, ia, acum, și acum s-a dat. Bravo, tată. O carne foarte nu știu, nasoală. Ca să zic așa. O să vedeți oricum ce să mai. O să vedeți, exact. Voi nu știți care cum sunt, dar aflați acum. Păi nici noi nu o să știm care cum sunt, dar eu am așa o presimțire bună că o să le ghicim. Nu știu, e cel puțin două dintre ele. Știi care e treaba? Clipul ăsta o să fie clip de 1 milion. De 1 milion? Da. De? Și deja vreau să îmi fac reclamă, să-mi dați și nou follow pe Instagram, Petre Iosipu și Bergenuț. Și Bergenuț, da, clar. Sigur, o să uite multă lume și nu uitați că... Doamne! Sunt frumos. Bă, eu nu prea, astăzi la 6 am programare la atunci, nu pot să mă închin că am mâna dreaptă. Cine știe pe unde o să fiu când o să mai văd iarăși clipul ăsta, dar asta e ca o mașină a timpului. Da, vezi? Într-adevăr. Mă lași și de șaorma până atunci, cine știe? Dai, mamice, de șaorma nu te lași niciodată, despre ce vorbim. Mă, Cristiana e nație din aia bună. Bă, aici sunt bine, bă, mizerile pe care o să le luăm. Fii atent, hai să... Stai, amici, un pic. Sigur, exact. Ia uitați-le și voi. Mamă. Le punem aici. Vorba lui Grasu, zici că-s din reclame. Bine, noi o să fim legați la ochi, clar. Și cred că cel mai probabil băiatul ăsta, un pic ca în grăsuț, aș putea spune, o să ni le dea, dar nici să nu le atingem, doar să mușcăm din ele ca să nu le simțim textura. Și el o să se uite cum mâncăm noi. Vă dați seama că ăsta e cel mai mare chin pentru el. Bă, eu știu unde, parcă e mai slăbit, bă. Da, se vede. Chiar voiam să zic. Hai. Le iei așa ușor. Le iei tu ușor și ne dai. Pa, hai de mine. Hai, amice, gata. Amice, aici încep fără caturi. Ia. Care e mai puțin împuțit? Nu mi-a lăsat niciunul, că le minus eu înainte. Așa. Bă, Iustine, care se leagă primul? Păi ne legăm amândoi. Ah, suntem amândoi legați. Păi da, dar tu auzi care cum e, dar trebuie să te roși la idee. Păi nu, că le pun eu o poză ceva să știe lumea de la care cum e. Păi nu, mă, păi trebuie sau să... Hai să-i și anunțăm. Că oricum, Iustine, după ce noi ne legăm, tu învârți facurile un pic, da? Ca la ruletă. Așa. Asta e de la rond, care s-a vărsat jumătate, n-are mica. Bă, da, pusă Stania. Pusă. Asta de unde e? E de la... E de la... Asta... Asta e de la... Asta, mă, de la Sultan. Asta e de la Sultan. Asta e de la Libaneză. E sigur? Da, bă, sigur. Asta e de la Unirii, mă. Zici tu? Asta e de la Unirii, asta e de la Sultan și asta e de la Libaneză. Da, 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 corect, corect, da, după ambalaj. Că mănânc. Are dreptate. Și Iustine, tu o să vii acum să ne învelești, domnule. Închidem și ochii, ca să nu ziceți după că... Păi da, bă, dar te facem pe la pe rând. Te facem pe rând. Păi da, dar ne dă din aceeași asta să mușcăm. Acum le amestecă el și îți dă ție și după îmi dă mie. Ia stai, că le amestec eu. Le amestești tu? Păi nu, bă, faci tu, zici și după aceea fac și eu, că tu auzi ce zic eu și nu e bine. Să păciți-vă. A, păi și zici că să facem practic de 8 ori să le amestecăm? Nu de 8 ori. Le amestecăm o dată și când e rândul meu. Acum este rândul tău, ascultă-mă, facem așa. Bine, amice. Mă, eu nu mă încisei la pantalon. Mă. Amice. Gata, mă. Mă simt ca o handicapat. Lasă-mă că îi dau eu. Da, mă, iar, chiar. Fii atent, încep primul. Asta. Știi care a fost culmea să le fie amestecat și acum să-mi dau seama că sunt de fapt cu cufură. Da, chiar că... E, sigur stă? Hai să vedem cât de puncte. Nu! De fapt, vreau să ții minte în ordine. Nu spune. Îmi zici, prima a fost de la, da? Păi nu, zic, Angel. Nu, că... Sau bine, hai zic, dar nu zic dacă e corect sau nu. Hai, zic. Bine, nu zice, nu. Sultan. Hai să vedem următoarea. Cred, nu știu. Ba, dar au făcut. Uai de capul meu. Ia vezi cum mușcă, o să cadă în poală. E nasol, cred că se amestecă. N-ai cum, Ron. Așa, aici o să fie problemă. Atenție. Ce-ai bun de face așa? Animalule. Cam nesătul? Libaneză? Așa și ultima. Îți zic, nu te întreb? Păi da, îmi zici. După care o să dau puncte la fiecare. Asta ultima se luă prin eliminare, adică știm de unde o să zici că e. N-ai voie să mai dai înapoi nimic. Nu, puse-ai prost, asta e libaneză. Nu mă interesează, ai zis. Deci asta înseamnă că asta ar veni Unirii. Nu, amice, nu, zic pe asta păi libaneză, nu? Dar zic două libaneză, asta e viața. Și da. Practic o să pierd clar un punct, da. Știu clar că asta e libaneză. Asta e. Mulțumesc, amice. Da. Așa, stai un pic.
La prima, câte puncte dai primei? Sunt și reci, n-ai ce să puncteze. Da? La prima aș vrea un 7 puncte. Eu zic okay. Că e ok, un 7. 7 puncte. La a doua, 9. La a doua. La a treia cred că cu de fapt unii rișile în curcă. Așa. Bă, nu prinse mult din carnea aia nasoală, deci 8. Din ce mușca eu, 8. Nu prinse carnea aia. Și ultima? Și ultima... Un 8.50, amice, nu pot să-i dau ca la aia de la rog, dar e gustoasă. Da, adică... Ai ghicit bine, doar că te mureaș atunci, deci fii atent. Hai să facem... O să ai câte un punct pentru fiecare, deci ai 3 puncte din 4, că le-ai ghicit, da, ai păcat-o pe aia. Păi să aruncați mie resturile. Resturile la tata. Okay. Nu, mie. Nu mai păi nu, că după aceea facem un bine, că o să mai rămână una, dar... Da, mai rămâne una. Justine, vreau mai filmează. Păi aruncați toate. Filmează. Te ajut? Vreau să luați mai multe atunci. Mănânc eu după, stai închis. Așa, acum este rândul meu, hai. Ia să vedem, amici. Amestecă-le. Vă să nu mă găsi prostii în gură, că... Fac urât. Nu văd nimic. N-am văzut lumina ochilor de 3 secunde. Ia să vedem, prieteni. Hai bă, ce faci? Ce faci în gură? Nimic amice, sigur că... Hai. Băi, mai mică pare. Zici? Știu că și mie mi se pără. Ți se și amestecă gusturile în gură după? Unirii. Următoarea, amice. Gata? Da. Ia așa ca lume. Păi nu mergește ca nedroc. Știu. Cum ai luat-o? Stai, amice, să... Da, cred că mă mulege la gură de zici că să mă dau. Fularul meu! Aia, cum o cheamă, mă, că uite-ai. Sultan. Așa? Băi, am așa putea simți, nu mai am să-mi păcălești. Mă. Ce? Justine. Ce râs are ăsta? Are un râs, Justine. Sper că nu faci mai bine. Nu am nicio, stai din sub. Rod. Și-o ultima de bani. Dă-mi să... Să te... Mersi, că sunt poală. Mănânc o șcare, e bun. Da, e bun. Amidotar! Amidotar! Zi, amici, acum punctajul. Prima. 7. Așa. A doua. Bă, cu inulgență 6. Așa, nu? Iar ultimele două, 8. Bă, amice, ești aparentul câștigător. Profesionist. Sigur că. La categoria grea cu 2 ani. Bă, mă încurcă ăla, bă. Dar nu trebuia să o zic libaneză. Libaneza chiar are gustul ei specific. Un vin mai amărui, așa, nu știu cum. Nu, mai condimentat. Da, nu știu, bă, oricum astăzi am un praf. Bă, rondul a ghișit, n-am cum să nu ghișim amândoi. Și libaneza, sincer, când am simțit gustul, dacă îmi dădeai libaneza prima, clar nu greșeam, după ziceam unirii. Da. Dar m-am încurcat un pic. Ăștia ai dădui ceva mai mare punctajul, dar exact cum ziceam, nu se simți gustul de carne, nici eu nu-l simți. Dădui pe ce simți. Și asta a fost. În orice caz, ăsta ar fi... Stai un pic, să le facem adunarea punctelor. Rondul, 8 cu 9. Da. Deci adică 17. Corect. Libaneză, 8 cu 8. Da, 16. Nu, 8 jumate ai dădui. 16 da. Jumate. 16 jumate. Unirii a avut 7. De la mine. Și 7 cred că și de la mine, sau 8? 8 8 de 8. Deci 15. Și 7 și 6, deci 13. Deci ăsta da. Fi rondul, libaneză, unirii și sultan. Asta este... Cam ăsta a fost clipul, băieți. Stai să ne punem amici așa, în ordine. Da, bravo, în ordinea... În ordinea câștigătorilor. Asta este măreața, deși oricum se făcu praf, că o luarăm nu de unde... Pe asta ce o scoate... Uite, hai. Mie îmi place mai mult asta ca și condimente, dar pe asta o scoate carnea, că sunt foarte calitativă, este da, proaspătă. Foarte, foarte calitativă. Carnea, dacă ar avea asta... Dar ăsta asta are cartofii mai bun. Și îmi place că are un alt gust. Sigur. Nu știu, nu știu, și mai condimentată. Sigur, sigur.
Deci, ne-a bătut grăsuțul băieți, din păcate, dar o să mai facem și alte challenge-uri. Lăsați-ne în comentarii cu ce vreți să mai facem un taste challenge sau cu cine, sigur că da, deși prietenul nostru o să fie aici întotdeauna. Arbitru măcar, și... arbitraj. Corect, poate ar fi fost și legumă dacă nu era plecat în clip, da? Și să vedem care cum ghicea. Dar eu zic că a fost destul de interesant. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați butonul de like, să-l rupeți acolo, să-i dați cu pumnul în gură la butonul de like. Iar... și follow, abonați-vă la Căgrăsan. Sigur, e tank, e puternic. Sigur. Și noi o să ne vedem. Sigur, ea, data viitoare. Pa, pa, vă pup pe toți, pa, pa.